Hai, Lidioară, ce leac ne-ai pregătit pentru astăzi? Dacă spun, nici nu-ți vine să crezi. Ia să vedem. Știați că prazul e foarte bun pentru multe, multe, multe probleme? Pentru a ne întreține sănătos intestinul gros. Luptă cu celulele cancerigene. Dacă vrem să naștem un copil foarte sănătos, e bine să mâncăm mult praz în timpul sarcinii. Pentru că are foarte multe vitamine și minerale. Are vitamina C, vitamina K și vitamina A. Foarte mult. Bun. E, întreține foarte bine funcția cordului. De sarcină v-am zis, ridică metabolismul și chiar ajută de foarte multe ori în curile de slăbire. Foarte bine. Foarte bine dacă ai adăugat și acest lucru, e important. Despre ce spun eu, este despre prazul negativ. Dar știți că se fac și plăcinte de praz și mâncărică de praz cu măsline și tot ce vreți. E foarte bun. Foarte, foarte da, bun. Da, să mănânci ciorbă de praz, să faci sânge în obraz, știi că ți-a spus eu. Roșu ca frunza de praz. Mâncați cu încredere că e foarte bun și mai ales în perioada asta de iarnă. Acum e adevărata perioadă benefică a prazului. Se pare că acum, în sezonul rece, toate aceste vitamine de care spuneai tu și toate funcțiile acestei legume nemaipomenite, oltenii o numesc ceapă laminată, adică da, alungită. Puneți mâna și mâncați să vedeți ce bune. Dar vă dau și o rețetă. Lidia v-a spus să-l mâncați cum vreți. Scoateți partea de la interior și umpleți-o cu brânză. Da, brânză de burduf. Și pe urmă tăiați cu țitașul așa rondele, exact ca pe un crânăcior sau... N-aveți idee ce bunătate e. O idee foarte bună.